facem un lucru care trebuie să ne caracterizeze, ca să ne salutăm, să vă dați mâna de voi, la teatră, la sfânt, ca să vă îmbrățișați, dacă vreți, dar băieții, băieții, cu fetele, poate nu mai să vă sunem mult. Știți aici, noi de biserică, care a fost, că au venit, sau tinerii de la biserică, cred că au venit la dimineață. Aș vrea să salutăm mijlocul nostru, pe cei care n-au fost ieri și au venit astăzi. Și vreau să ne rostez numele Sfericii Picioare, să-i salutăm, să-i binecuvântăm. Avem câteva tine la Biserica Mântuirii Dumnezeului din Turs, Biserica Sora, cum ar spune. Așa, cu curaj, cu curaj, Domnul să binecuvânteze, vreau să fiți cu noi. La Biserica Betel din Carmel. Foarte bine, acum am copilulit eu, Domnul să fie cuvinteze. În așa fel. Gherța Mare, Biserica Adventistă. Gherța. Binecuvântată. Uite, vă înțeleg. Din Moncești, Biserica Betel. Domnul să fie cuvinteze. Din Rașa. Acolo în spate, din o să vină cuvinteze. Din Vama. Acolo în Rașa, din o să vină cuvinteze. Biserica din Dresia. Vine din Biserica din Dresia. Curaj, așa, curaj. Fiți binecuvântate. Biserica din Copalii, în Mânșturi. Biserica din Lăschia. Trebuie să vă binecuvânteze. Și Biserica din Val. Cred că m-a spus acum. Și aș vrea să mai salutăm și pe nostru. Și pe tine, dragi, Biserica din Petera, Sigur din Marmație, putem bune mei, Florin. Sigur ai venit. Domnul să vă ridicați. Domnul să vă binecuvânteze. Da, mare, mare și mare har să fim toți împreună. Dar ce pe lângă scopul acesta de a primi învățătură și a primi hrană în toată Dumnezeu, un alt scop important în Biserica Domnului este să ne unim, să stăm împreună, să fim împreună, să creăm legături și punți între noi. M-am tot gândit, după venirea conferinței aceasta și învățând cum se pune cu ofta în cui și, nu știu, nu mai mergem în barul, nu mai fumăm, nu mai dăm la computer, nu mai mergem cu mașina, gata cu filmele, gata cu banii. Ce să facem cu aceea, gata, nu mai nimic ai făcut și... Unii ce fac tinerii când se termină lucrurile, se termină misiune. Avem printre noi doi tineri care o să ne prezinte, de tineri din Crișoara să ne prezinte organizația tineri pentru misiune și am glumit, nu pentru misiune, a fi misionat și azi, preda din direcția Domnului, ca misiunea este care cea mai onorabilă sufru, cea mai bună decizie care poate să facă cineva. Și ar putea să vă invităm să ne prezentați realizația tineri pentru misiune.